Helmut Ducadam a fost omagiat de către clubul spaniol FC Sevilla la poarta unde a apărat cele patru penaltiuri, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán. Portarul român a intrat în cartea recordurilor, după ce a apărat patru penaltiuri în 1986, în finala Cupei Campionilor cu Barcelona. Ducadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Spaniolii au publicat o postare în semn de omagiu pentru eroul de la Sevilla pe conturile de pe rețelele sociale. În descrierea pozei de pe Facebook, clubul a scris: omagiu adus lui Helmut Ducadam. Eroul din Sevilla, care a apărat patru penaltiuri în finala Cupei Europene din 1986, la Ramón Sánchez Pizjuán. Oficialii clubului iberic au așezat o coroană de flori pe gazonul arenei Ramón Sánchez Pizjuán, în poarta pe care Helmut Ducadam a apărat toate cele patru lovituri de departajare executate de jucătorii Barcelonei. Cu o zi înainte și în fața stadionului din Sevilla fusese afișat un mesaj în memoria lui Helmi. Ai ridicat cupa la stele, acum ai ajuns printre ele. Este mesajul scris pe un banner afișat chiar în fața stadionului unde Helmut Ducadam a apărat patru penaltiuri consecutive în finala din 1986. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.